this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Among Us, dar dacă mă acuză cineva și sunt impostor, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul spus de Andy Marinescu, mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău. Astăzi vei face challenge-ul spus de tine. Înainte de a începe, oameni buni, dacă doriți ca această serie să continue, să ajungă la un număr cât mai mare de episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și să lăsați un comentariu cu idei de challenge-uri pe care să le mai facem noi pe viitor. Așa că... Da, ce să zic, haideți să începem și noi, să vedem aici cât ne va lua această filmare, acest challenge, vom vedea. Classic, free chat, orice impostor, orice hartă, bun, eu zic că e ok. Hai să vedem, dar pentru a vedea dacă cineva ne va acuza că suntem impostori, înainte de asta trebuie să picăm impostor. Lucru care nu se știe dacă se va întâmpla pe episodul ăsta, că știu că am făcut și un episod în care am încercat să pic impostor sau ceva de genul, sau sticker, nu mai știu ce. Și n-am reușit efectiv pe filmare. Uite, de exemplu, acum am picat crewmate. Bănuiesc că acest lucru poate asigura, ca să zic așa, că videoul nu se termină aici. Și ce zic? Așa că hai să facem și noi repede aceste task-uri. Și sincer să fiu, nici nu mă interesează dacă mă vede cineva că fac task-urile astea vizuale. Deci, ok, încă mi-a rămas task-ul. Dar challenge-ul spunea că dacă mă acuză cineva și sunt impostor. Dar eu nu sunt impostor, deci challenge-ul nu se poate termina aici. Ok. Că mă gândeam să nu le zic la oameni că am task vizual și așa mă puteau suspecta pe viitor că sunt impostor, știi? Dar nu. A spus-o de parcă ar trebui să fiu impostor, știi? Și să mă acuze că sunt impostor, să mă suspecteze. Lucru care... Na. Hai să zicem și noi aici... I have visual task, follow me, să zicem și noi. Ok, bă, nu știu ce ar trebui să votez. I saw lime. Ok, hai să-l votăm pe lime atunci, nu știu ce să spun. N-am fost prea atent la ceea ce s-a vorbit că... Chica bastards. Nici măcar n-a scris corect, dar nu mai zic. Ok, a băgat și Anonymous votes. Uai de cap, mă, ce repede s-a terminat. Lol. Da. Sunt trei impostori. Bă, este o șansă să picăm. Dar, vedem. Eu vreau să fiu impostor. Sincer, chiar aș vrea ca să putem termina acest challenge. Să scriem și noi aici start, să începem. Am fost banat! De ce? What? De ce am fost banat, mă? Ok, sunt confuz în momentul de față, nu știu de ce am fost banat. Doar pentru că am scris start? Oare? Dar nu cred. N-ar avea logică, man. Unde pot să văd dacă sunt 3 impostori, man? Uite, impostors 3. Da, 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 ok. Să scriu start. Hai să vedem. Impostor vision set to... Mamă, e bun. Oamenii au mărit câmpul de vizionare al impostorului, știi, să-i vadă pe aia, pe crewmates. Sunt crewmate, din nefericire. Adică, cumva, nu știu, în challenge-uri din astea mai grele, să încercăm să facem în așa fel încât să se termine challenge-ul, știi? Iar în challenge-urile mai ușoare, să încercăm să mai tragem de timp.
Cam asta cred că aș vrea eu să fac de-a lungul acestei serii. Și în cazul în care vom mai face serii de genul pe viitor. Da, frate, am făcut task. Da. Știu că după asta te uitai tu. Ce crezi, că nu m-am prins? Sunt băiat bun. Dar nu sunt căutat. Mai zicem. Ia, o zice ăsta pe chat că sunt safe. Ia să vedem. Deci a fost găsit unul mort. I have scan, zice ăsta. Ok, ăsta e safe. Sau cel puțin așa cred. Zicem și noi că am fost cu roșu la electrical. Hai să dăm skip, nu știu, habar n-am, man. Dacă o câștiga impostorii, bravo lor, sincer. Oricum e cam... Bănuiesc că e cam rip. I don't know, skip. Să le zicem la oameni să dea skip că... Violet spune că e scientist. Hai că e bine. I can see vitals. Nu știam că asta face vitals. Și ce zic? Pardon, scientistul. Și ce zic? El crede că ne-am apucat astăzi de Among Us, mă, ești nebun? Yes, bro, că trece ziua, ești nebun? Hai să facem și task-ul ăsta. Nu zicea Maro că face... Bro, omul zicea că face task-ul ăla. Ok, am făcut toate task-urile, bun. A zis că are scan, frate. Ok, hai să-l votăm pe Maro. Bă, nu știu. Eu mai mult votez ca să terminăm mai repede meciul ăsta, că practic nu asta este ceea ce mă interesează pe mine. Și mai mult m-ar interesa să pic impostor, ca să vedem dacă o să ne acuze cineva, știi? Aha, și aici putem să punem... Da, nu prea mă interesează, sincer. Pentru că avem free chat, deci... Are you sure Brownie is imposter? Credem că ar fi... Na, zicem și noi, na. Hai să vedem. N-a fost impostor, bă! Ana mea. Puțin mă interesează. Ok, avem la reactor. Bă, dar câți mai suntem în viață, mă? 7? Ok, Violet s-a dus la buton. Hai de capul meu. Bă, de ce durează atât de mult, mă, meciul ăsta? Să-l votăm pe galben. Bună întrebare, de ce? How do you know someone didn't see into yellow? Da, probabil, da. El este shapeshifter, zice. Pana mea, hai să votăm. Ce contează? Voiam să zic de killer ăsta să voteze. Bro, dar chiar killer ar putea fi impostor pentru că are la nume killer. Nu? A fost impostor, mamă. Hai că e bine. Bă, nu știu, să-l urmăresc pe killer ăsta. 4, 5, 9, 4, 8. Ok. Ia să vedem. Face task-ul ăla. Stai așa. Dacă la tine mă uit, boss. La tine mă uit. N-a făcut task-ul. Ok. Stai. Hai să scriem așa. Pink fake pretending to make tasks. Sau task. What? Who do we know is safe so we can vote out imposters? Bro, nu știu eu. You don't need to trust, but I'm voting pink. Da. Bă, nu știu, mie mi s-a părut că face task-uri fake. Acum vom vedea la final dacă într-adevăr a fost sau nu impostor. Habar n-am. Yeah. La tine mă uit, la tine mă uit. Nu s-a făcut asta. Hai să urmărim... Să-l urmărim pe Blue Star. Blue Star, de asemenea, mi se pare că... Sau? Să mai urmărim o dată? Ar trebui să se facă ăsta, cred.
Da, ok, bine, bine. Pare safe, pare safe. 68402. Bro, ce ia atâta? Nea, killer. Think why did it take so long to enter the code? Yes, he is for sure. Bro, i-a luat o grămadă lui Pink în pana mea să bage codul ăla. M-am uitat la el, efectiv. Must be white too. Da. Probabil. Probabil, probabil. And I didn't kill Gray when... Yeah. Haide, mă. Bă, dar nu votează, mă, nebunul. Ne mai ține așa aici, nebunul. Deci ăștia doi nu votează. What the fuck? Ei nu votează. Clar trebuie să fie ei, mă. N-are cum. N-are cum. Uitați-vă la ei cum stau și trag de timp. Ești nebun? O să mai băgăm maxim un meci după ăsta. Dacă nu picăm impostori... Na. Sau poate vedem, mai băgăm... Încă două, nu știu. Habar n-am. Oricum, clipul ăsta s-ar putea să iasă destul de scurt la editat. Hai să vedem dacă a fost sau nu. A fost, mă, v-am zis că e. N-are cum. Mi s-a părut mie. Hai de pro, ce faci? Vrei să mă omori? Haide. Eram sigur, bă, că el m-a mâncat să-aș gura ta. Am fost cu alb mâncat, bro. Efectiv am fost cu el, mă. Sau? Stai, what? Dove inside? Ai, să înțeleg că tot el era. Definitiv alb, da. Da. Am stat eu cu el. Și dacă se întâmpla să mor, clar, era el suspectat. Deci, pana mea, cumva nu prea a avut ce să facă alb. Și ce zic? A, știe ceva băiatul ăsta Blue Star. Sau poate că e fată, nu știu, habar n-am. Dar știe ceva. No, GG. GG pentru ei. S-a votat singur omul, adică ce să mai... A fost imposor. Bă, cred că o să intru în alt room, că mi se pare că durează prea mult meciul ăsta. Sincer. Ok, hai să mai intrăm într-un room. Uite în ăsta, repede. Ok, hai să vedem dacă... Uite, sunt portocaliu acum. Să vedem dacă o să avem noroc la impostor. Cum ar fi? Așa ca... Nu știu, la un final de episod, așa sau... Na. Suntem crewmate. Sunt și scientist. Ok, avem aici un task vizual, din ce știu? Sau nu, mă rog, primul task nu e vizual. Ba, nu știu, eu nu o să mă obosesc prea mult cu chestia asta, eu stau aici și fac task-uri. Să las task-ul ăsta vizual? Ne-a, lasă așa. Ok, cineva a murit. Ok. Electrical. Băi, am fost cu ăsta și cu... Nu mai știu care. Am fost cu două persoane. Coral? Cine e Coral, mă? Care-i Coral, mâncați aș gura? Se referă la turcoaz? Sau se referă la... What? Care-i Coral? La ce se referă prin Coral? Adică, mă gândesc la culori din astea gen corale... pe care un coral le are, știi? Adică ăsta? Ba, nu știu, i-am dat skip că nu sunt prea sigur cine-i coral. A, ăsta era, ok. N-a fost impostor, săracu. Dar ci că doi impostori rămași. A, cred că o fi băgat decât doi impostori ăsta. Nu mă miră de ce sunt șanse mici. Să pic impostor. Adică șansa era efectiv de 1 la 7, 1 la 8 aproximativ. Ceva de genul. Ok. A dat verde pe buton, dar nu spune nimic, omul.
Deci blue first. Ok, hai să-l votez pe albastru, mă, că poate ei știu ce zic. Cred că o să mai băgăm maxim un match după ăsta. Dacă nici atunci nu mai pic impostor, ba piciorul, mă. Grie sas. Ok. Alb nu votează. Cam greu a votat alb. Așa mi s-a părut mie, nu știu. It's me was an imposter. Lol, păi da, îl cheamă It's me, man, pentru că el e impostor, what? Are logică, ce să mai... Bă, da, vitals ăsta... și nu mai pot să folosesc ăla acum. Era o chestie sus cu ceva, o baterie. Și... Na. Deci toate task-urile le-am făcut. Acum hai să-i urmărim pe băieți. Să-l vedem pe Maggie ăsta. Bă, s-a mișcat parcă ceva acolo când a făcut task-ul. 0, 3, 2, 3, 9. Galben ăsta cam stă după noi. Probabil că vrea să vadă dacă suntem safe. M-aș duce după gri ăsta, în schimb. Să vedem ce face. Ia, face task. Ia. Pare că... Da, e grie sas. Grie sas, băieți. Și nu pot să folosesc butonul că e alarma. Bun. Bă, m-aș duce să apăs pe buton. I followed him like 2 minutes and he didn't make any task. Păi și-o fi făcut toate task-urile? Asta e o întrebare foarte bună. Bro, oamenii mă suspectează, dar nu sunt impostor. Oamenii mă suspectează. Well, vote me then. Mă, dacă ei cred că sunt impostor, uite, dau și un skip ca să trecem mai repede peste voturi. Cineva zicea de purple. Nu știu, bă, dar asta, dacă ei cred că sunt eu, să mă voteze pe mine, bare îmi trece mai repede și noi la următorul meci. Nu mă deranjează. Bye, bye! N-am fost impostor. Decât am bănuit că este el. Atâta tot. Asta clar e ultimul meci de pe acest video. Să vedem dacă picăm sau nu. Bă, frate, ești nebun la cap. Na, că-mi bat piciorul în el de video. Cam aici se termină clipul, că nu cred că lumea ar mai vrea să stea să se uite dacă ar ști că eu nu pic impostor și n-ar fi șanse să mă suspecteze lumea. Așa că vă mulțumesc de vizionare. Aveți grijă de voi, nu uitați de un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!